fac lucrul acesta fără a cere ceva în schimb. Avem și motto-ul give before you get. Și mulți dintre mentori oferă foarte multe lucruri în programele noastre fără să ceară nimic în schimb. Și asta e de apreciat în România. Care sunt pasiunile tale? Care sunt problemele care într-adevăr te dor din comunitatea ta, din, nu știu, din orașul tău? Care este misiunea și valorile tale și pe baza cărora tu să construiești o inițiativă, un business. Lucrurile nu se fac singuri. Da. Noi punem foarte mult accent în workshop-urile noastre că dacă vrei să ajungi repede, poți să pleci singur, dacă vrei să ajungi departe, alături de unei echipe. Noi încercăm să, printr-un mod accelerat, să trecem studenții printr-un proces de la identificare a unei idei, cum poți să identifici o idee, cum poți să vii să creezi o soluție pentru ideea respectivă și apoi care sunt pașii ca să dezvolți acea soluție într-un business. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou interviu marca noua generație Z Network. Astăzi o avem alături de noi pe Ioana Cerescu, Community Builder la Rubica. Bine ai venit, Ioana! Bună, bună, Tudor! Mă bucur că sunt aici alături de voi. Și noi ne bucurăm că ai acceptat invitația noastră, Ioana. Vrem să începem podcastul de astăzi prin a te întreba din perspectiva ta ca implicată în Rubik Hub, de ce ar trebui să știe tinerii liceeni și studenți despre povestea frumoasă din spatele Rubik Hub și ce promiteți? Rubik Hub a pornit aproximativ acum 5 ani. A pornit cu un vis, acela de a schimba, a schimba o mentalitate în regiunea noastră, dar mai mult decât atât, Rubik Hub și-a dorit să construiască programe de educație, educația antreprenorială, în zona de liceu și în zona de universitate. Practic așa am și pornit, cu câteva programe pilot pe care le-am testat cu studenții și ne-am dat seama că impactul a fost destul de mare și plecând de la acele programe am reușit să dezvoltăm o adevărată curiculă în acest sens. Misiunea Rubik Hub este aceea de a conecta comunități împreună cu care să dezvoltăm programe de inspirație, educație și accelerare pentru a dezvolta startup-uri scalabile. Super! E o poveste foarte frumoasă în spatele Rubik Hub și sunt sigur că fiecare persoană implicată are povestea proprie. De asta vreau să te întreb pe tine, ce te determină să te implici în Rubik Hub? Trebuie să recunosc că am venit acum 5 ani jumătate la o prezentare fix când s-a deschis Rubik Hub-ul și am văzut altceva. Nu înțelegeam prea multe atunci pentru că domeniul era destul de nou. Atunci nu puteam să vorbim de un ecosistem de startup-uri sau de o zonă de educație în această direcție. Dar mi-a plăcut foarte mult ceea ce am văzut în misiunea și viziunea de atunci. Încă de atunci noi speram că și visam la o lume în care fiecare om, fiecare individ are potențialul său și pus în contextul potrivit poate crea un impact deosebit în comunitate. Și practic asta s-a adeverit. Noi am inspirat și am educat o mare parte din participanții care au intrat în contact cu noi și avem și rezultate. Mulți dintre ei au dezvoltat startup-uri sau și-au urmat visul, și-au dezvoltat ceva pornind de la pasiunile lor și asta poate continua lista cu rezultatele. Sigur că da, ai menționat conceptul comunității, ești community builder la Rubik Hub. Spune, ce presupune această, nu i-aș spune funcție, cât atribuția ta? Da,
Când îmi spui așa community builder, pare destul de, de pompos sau e un cuvânt care nu-l întâlnim în fiecare zi sau cel puțin acum câțiva ani deja, nu, acum putem vorbi despre comunități mai mult, lucrurile s-au schimbat. Noi credem că fiecare inițiativă, fiecare idee, fiecare business se creează în jurul unei comunități. Fără puterea unei comunități, lucrurile se întâmplă mult mai greu sau nu au impactul dorit. De aceea, în momentul în care dorim să inițiem, indiferent de inițiativa pe care ne-o dorim, un business, un program de educație, un program de accelerare, trebuie să ne construim o comunitate. Comunitatea noastră principală, cea mai importantă comunitate pe care noi timp de 5 ani am reușit să o strângem, este comunitatea de mentori. De ce este atât de importantă? Pentru că fără ea nu am putea să avem atâtea programe de succes. Noi suntem în echipă aproximativ 13 persoane cu anumite capabilități, cu anumite zone de specialitate. În schimb, programele noastre sunt foarte diverse și atunci comunitățile de mentor, mentorii din comunitatea noastră, ajută foarte mult în crearea programului, în validare, inclusiv în livrare. Și atunci putem acoperi o arie mult mai largă. Ce e important e că acești mentori s-au alăturat misiunii noastre și viziunii și fac lucrul acesta fără a cere ceva în schimb. Avem și motoul Give Before You Get și mulți dintre mentori oferă foarte multe lucruri în programele noastre fără să ceară nimic în schimb și asta e de apreciat în România. Sigur că da, sigur că da, așa este. Ai o experiență de peste 5 ani la Rubik Hub, ați implementat extrem de multe proiecte de succes în accelerare, cum ai menționat și tu, de startup-uri. Nu e ușor, nu-i așa, pe piața din România să reușești să duci un business la maturitate, 9 din 10 startup-uri dau faliment în primele 6 luni. Cum reușesc businessurile care pleacă de acolo să ajungă la vârsta maturității și ce obstacole ai întâlnit tu personal în cariera de la Rubik Hub? Noi încă de la început ne-am dorit să creăm o călătorie a unui fondator de startup, a persoanei din spatele startup-ului. Și după multe programe și după multe validări din piață, de aproximativ 2 ani, noi spunem că am creat călătoria care se potrivește cel mai bine. Ne-am luat informații foarte multe din ecosistemele dezvoltate, am mers la conferințe, am participat la alte programe din ecosistemele deja dezvoltate din afară și am adaptat, în funcție de experiența pe care noi am cules-o din piață, am adaptat și am customizat programele. Și astfel acum putem vorbi de 3 zone principale. Zona de inspirație, în momentul în care, luăm un exemplu, tu, Tudor, vrei să dezvolți ceva, vrei să cunoști mai bine zona de antreprenor, vrei să mergi în zona asta, dar nu știi exact ce vrei să faci. Avem programul Rubik Ikigai, care printr-o călătorie de 4 săptămâni încercăm să aflăm de la tine, prin exerciții și printr-un concept japonez, Ikigai, care sunt pasiunile tale, care sunt problemele care într-adevăr te dor din comunitatea ta, din orașul tău, care este misiunea și valorile tale și pe baza cărora tu să construiești o inițiativă, un business. Ne-am dat seama că mulți renunță după ani de zile în care investesc foarte mult într-o idee sau într-un business pentru că nu se mai regăsesc și sacrifică foarte mult de la bani, timp, familie și îți dau seama, ok, eu nu mă regăsesc în businessul ăsta. De aceea am zis că să pornim un program prin care noi te ajutăm să-ți aliniezi toată zona de viziune, misiune, valori cu ceea ce vrei să faci tu mai departe. Că e vorba de antreprenoriat, că e vorba de un ONG, că e vorba de un voluntariat. Important e să faci ceva aliniat cu viziunea ta și să ai
o misiune în direcția aceasta. Apoi, dacă tu ți-ai dat seama că vrei să dezvolți un startup și ai găsit și problema pe care vrei să o rezolvi, uh-huh, și ai deja soluția, uh-huh, avem programul RubyKedu. RubyKedu este unul dintre cele mai vechi programele noastre și el a pornit în universitate, un program alternativ de antreprenoriat în zona de startup. Și intri în programul RubyKedu, unde îți validezi soluția foarte mult. Okay. Și spuneai tu mai devreme că 9 din 10 startup-uri mor. Așa e. E bine să nu investești foarte, foarte mult timp. Noi avem soluții avem participanți în program care, după ce trec prin RubyKedu, își dau seama că soluția lor nu este bună și atunci nu merg mai departe. Și asta pentru noi uneori este un succes. Pentru că știm că nu ai mai pierdut foarte mult timp, cu toate că din zona asta poți învăța și foarte multe, dar intrând în programul RubyKedu poți să salvezi anumiți pași. Acolo primești, pe lângă zona, se pune foarte mult accent pe zona de validare, înveți și foarte mulți termeni și foarte mult înveți foarte mult de la mentor care oferă din experiența lor și înveți și din experiența celor din jur. Este un program pe care musai să-l parcurgi în momentul în care ai o idee, și până la finalul programului poți să ieși și cu un MVP. Sau MVP-ul este un produs cu partea, un produs simplu, da, pe care poți să-l testezi în piață. Și în momentul în care tu ai validat toți acești pași, ai o soluție care este cerută pe piață, ai potențial clienți, ai și o zonă de desfacere, atunci poți să intri în programul de accelerare, unde acolo ești pregătit să primești finanțare sau să te duci să scalezi spre o altă piață. Programul de accelerare Gerige este cel mai avansat program. Okay. Probabil trebuie, din RubyKedu, trebuie să lucrezi așa cam un an ca să intri în programul de accelerare Gerige. Dar odată intrat în program, ai toate șansele să scalezi, să primești finanțare, să fii conectat cu tot ceea ce se întâmplă nou în zona aceasta. Da, e... să spunem un proces pas cu pas pe care tinerii îl primesc drept suport din partea voastră. Suntem curioși să aflăm câți tineri sunt sau au fost implicați până acum în aceste procese pe care le oferiți. Avem peste, nu știu, cred că ultimul număr pe care noi l-am înregistrat, am sărit de 1000 de studenți care au și tineri. Noi ne-am focusat mai mult pe zona de studenți de universitate, pe universitate, și lucrăm cu universitățile din Iași, din Suceava, Bacău și mai nou am lucrat și cu o facultate din Cluj. Organizăm cursuri și bootcamp-uri și fix pe zona de ideație. E un exercițiu foarte fain care se întâmplă într-un bootcamp cu studenții. Studenții vin și printr-un proces de ideație, ei timp de 3 zile pot să își structureze sau să-și facă un mic plan de business pe o idee. Ceea ce este un exercițiu foarte, foarte, foarte bun pentru voi. Da, practic lucrăm cu... Regiunile principale sunt Iași, Bacău și Suceava, dar vedem că solicitările vin și din afara regiunilor și am lucrat cu peste 1000 de studenți. Super! E deja o cifră impresionantă și suntem convinși că această cifră va crește în viitor. Aflăm despre Rubik Hub, uite, de exemplu, din cadrul Facultății de Economie și Administrare Afacerilor din Iași. Aveți aici la etajul 3 un workspace aplasat foarte frumos. În această idee te întreb cum se promovează Rubik Hub, chiar dacă are un impact social, la urma urmei este tot un business, și cum ajungeți la grupul vostru țintă? Într-adevăr, comunicarea a fost un
punct destul de dificil în organizația noastră, în Ruby Hub, pentru că, pe lângă faptul că e un domeniu destul de nou, care are în spate un vocabular destul de nișat, întrebarea ne-o puneam destul de des, cum putem comunica ceea ce facem noi într-un limbaj cât mai simplu și să ajungă la publicul nostru țintă. Am testat, am încercat cumva să fim cât mai simpli în zona de comunicare, dar cred că cel mai mult ne-a ajutat în momentul în care am fost chemați și am vorbit în facultăți și în universități despre ceea ce facem noi. Asta cred că a fost cea mai bună comunicare și în momentul în care am început să livrăm. Apoi lucrurile au decurs natural. Am livrat câteva workshop-uri, studenților le-a plăcut, profesorii au fost entuziasmați, atunci ne-au mai chemat, ne-au chemat și în altă facultate și cred că asta a fost cel mai bun pas de marketing, de comunicare. În momentul în care am venit efectiv între studenți și am explicat pe limbajul lor și ceea ce facem noi și cât de frumos e să încerci zona de antreprenoriat și zona de startup și că acum este momentul, pentru că sunteți tineri, nu aveți foarte multe, adică puteți, e perioada în care puteți să riscați foarte mult, puteți să eșuați, pentru că dintr-un proces în care, din care nu, poate nu iese, puteți învăța cel mai mult și să vă dăm curajul și că nu sunteți singuri. Adică odată ce vrei să faci pasul ăsta către antreprenoriat, poți intra într-o călătorie și alături de mentorii noștri să chiar să creezi ceva frumos. Și e foarte important când simți că nu ești singur. Așa. Cred că e exact ceea ce Ruby Hub oferă. Și dacă tot menționam mediul academic universitar, ai studiat la Universitatea Română-Americană din București. Cum crezi că te-a ajutat această experiență în cariera ta ulterioară? Te-a definit ca persoană? Ce te-a învățat perioada respectivă din viața ta? Vrei versiune sinceră? Eu am urmat facultatea de economia turismului, intern și internațional. Partea bună e că eu m-am angajat încă din timpul facultății în domeniu. Lucru care m-a ajutat foarte mult, pentru că am înțeles, am îmbinat foarte bine partea practică cu partea teoretică. Și atunci am făcut un mix foarte bun, adică înțelegeam foarte bine partea teoretică pentru că lucram fix în domeniu. Dar asta pentru că a fost o inițiativă a mea de a mă angaja și de a renunța la anumite lucruri pe care poate perioada din facultate ți-o poate oferi. Da. Zona de distracție, de socializare. În momentul în care lucrezi și mergi la facultate, lucrurile nu mai ai așa foarte mult timp. Da, așa e. Dar, din punct de vedere profesional, pe mine m-a ajutat foarte mult. Poate, numai că în spate a fost un sacrificiu. Cred că cea mai bună combinație într-o universitate, într-o facultate, e să îmbine partea teoretică și partea practică. Fără să, ca tu, ca student, să îți sacrifici chiar fiecare noapte cu învățatul, cu lucratul, cu... Sigur. Da, asta a fost, cred că, o combinație foarte bună. Facultatea în sine... Ce-i drept, am terminat și acum ceva timp, lucrurile s-au mai schimbat. Nu pot să spun că m-a influențat. Au fost câteva zone care mi-au plăcut, restul am rămas cu amintirea părții practice. Da. E ceea ce ai spus, că ai studiat în domeniul turismului, ai și activat în domeniul hotelier mai apoi. Cred că este o experiență care te-a legat de o comunitate, de această area ospitalității și cumva te-a adus, cred eu, corectează-mă dacă greșesc, spre această poziție pe care o ai de community builder. La Ruby Hub se leagă întrebarea absolut natural: cum gestionezi timpul în calitate de community builder? Pentru că presupun că ești
permanent în mijlocul oamenilor și timpul tău, bineînțeles, că prioritățile tale se schimbă și timpul poate fi limitat în unele situații. Noi, primii ani în Rubik Hub, am avut o modalitate de organizare internă destul de interesantă, pe care nu mai experimentasem eu cel puțin și nici colegii noștri. Un mod de organizare internă on flat se cheamă. Okay. Adică fiecare dintre noi eram community builders, okay, dar în același timp ne ocupam și de proiecte. Preluam un proiect și ne ocupam aproximativ de tot, de la zona logistică, comunicare, organizare eveniment, creare concept, nu știu, impact, follow-up. Da. Cei drept a fost o muncă foarte, foarte mare, pentru că efectiv te ocupai de absolut tot, da, dar a fost modalitatea prin care noi ne-am dat seama unde avem cel mai bun impact. Okay. Și ne-am dus fiecare dintre noi, natural, ne-am dus spre o zonă unde noi o făceam cu plăcere, cream impact, dar aveam și resursele necesare. Acest tip de organizare este recomandat în organizațiile mici, de aproximativ până în 10 oameni. Da. În momentul în care crești, atunci lucrurile trebuie să fie un pic mai organizate. Ceea ce se întâmplă astăzi la noi în Rubik Hub. În momentul de față, noi suntem organizați pe mici birouri, tot pe proiecte, dar coordonăm un proiect, suntem mai mulți oameni pe un proiect, iar lucrurile sunt un pic mai așezate ca și volum de muncă. Plus că dacă la început nu era greu să ai o experiență în zona de creare de comunități, de start-up-uri, de mentor și făceam, adică trebuia să învățăm foarte, foarte mult și apoi să și aplicăm. Da. Acum, ușor, ușor, experiența ne ajută și suntem un pic mai încrezători în noi că lucrurile se schimbă. Sigur. Din punct de vedere personal, pentru că realizările tale profesionale sunt absolut remarcabile, dar trebuie să te întreb dacă reușești să atingi un work-life balance undeva. Da, în momentul de față, încă de la începutul anului lucrez în acest sens. Am dedicat foarte mult timp zonei profesionale. De curând, pentru că coordonez programul prin care prin care îi ajutăm pe tine și nu numai pe tine și pe oameni maturi să pornească inițiative plecând de la pasiunile sau de la problemele lor. Acum 2 ani am dezvoltat și o inițiativă în paralel cu ceea ce fac în Rubik, plecând de la pasiunile mele. Sunt o iubitoare de natură, îmi place să am grijă de resursele pământului și în paralel am dezvoltat și o inițiativă în zona Zero Waste, okay, un Zero Waste Shop și am creat și o comunitate în jurul acestui concert de evenimente. Cumva în momentul de față am reușesc să gestionez zona de familie, zona ceea ce fac la Rubik. Rubicul este cumva misiunea mea de suflet și inițiativa pe care am pornit-o din pasiune. Dar asta doar cu puterea unei echipe, fiecare și la Rubik cât și în partea cealaltă există o echipă. Lucrurile nu se fac singuri. Da. Noi punem foarte mult accent în workshop-urile noastre că dacă vrei să ajungi repede, poți să pleci singur, dacă vrei să ajungi departe, alături de unei echipe și poți să faci foarte multe lucruri în momentul în care știi ce vrei să faci și ești și conștient de impactul pe care îl creezi. Sunt convins, așa cum ai menționat când spuneai de cifra de 1000 de studenți, că sunt absolut convins de faptul că Rubik nu și-a atins încă apogeul. Va urma, cu siguranță. De asta trebuie să te întreb, unde vezi apogeul Rubik Hub și ce planuri aveți de viitor? De regulă noi avem așa foarte multe planuri. Apogeul Rubik Hub e ca în fiecare, cel puțin oraș
mai mare, să existe un Rubik Hub, să scalăm la nivel de țară. Cumva programele noastre să ajungă la cât mai multe persoane, dar asta o putem face doar scalând programele, să găsim echipe care pot face și ei la rândul lor ceea ce facem noi acum. În momentul de față, clar, suntem limitați la numărul de persoane. Ne-a ajutat foarte mult perioada de pandemie pe noi, pentru că cu majoritatea programelor am mers online și atunci am putut să ajungem la oameni și la studenți din toată țara. Iar pe partea de accelerare, deja am trecut granițele țării, avem foarte mulți participanți și din alte țări, gen Italia, Bulgaria, Spania. Startup-urile care participă în partea de accelerare nu sunt doar din România, sunt și internaționale. Germania. Cred că primul pas pe care tinerii îl pot face, tinerii licenți sau studenți, când își doresc să-și înceapă un startup, primul pas ar fi, nu-i așa, să se uite la podcastul nostru de astăzi. Iar al doilea, care ar fi, din punctul tău de vedere? Să ne contacteze și putem să avem o discuție cu ei. Și să vedem ce program li se potrivește mai bine. Și mai mult să urmărească evenimentele pe care noi le facem în facultate. Și să participe sau eventual să vorbească cu profesorii lor, coordonatorii, și putem să venim să organizăm bootcamp-uri în facultatea lor. Dacă nu au deja un partener, deci, bineînțeles. Dacă nu au, da, deja știu că colegii mei de la Edu au deja câteva bootcamp-uri programate cu facultățile din Iași și Bacău. Hai să explicăm puțin conceptul de bootcamp. Care ar fi miza unui bootcamp și de ce studenții ar trebui să fie interesați de conceptul ăsta relativ nou? Exact, da. Bootcamp-ul este un eveniment de 3 zile prin care noi încercăm să, printr-un mod accelerat, să trecem studenții printr-un proces de la identificare a unei idei, cum poți să identifici o idee, cum poți să creezi o soluție pentru ideea respectivă și apoi care sunt pașii ca să dezvolți acea soluție într-un business. Și avem câteva instrumente prin care noi ajutăm studenții să facă acest lucru. La final chiar să își prezinte o idee pe scenă, dar într-un mod foarte antreprenorial, într-un business, într-un plan de business. Noi lucrăm foarte mult cu business model canvas și alte canvasuri care te ajută pe tine să accelerezi un proces de ideație. Adică cum poți să transformi o idee într-un business. Și aici și inclusiv te ajutăm să-ți piciuiești, se spune, ideea, cum să-ți creezi un pitch pentru ideea respectivă. E un exercițiu foarte bun prin care tu, mai târziu, în momentul în care vrei să faci cu adevărat acest lucru, te poate ajuta. Crezi că poate face oricine un business de succes? Adică poate un, te-ai gândi, un tânăr extrovertit ar fi mai potrivit, dar dacă eu, ca tânăr, am niște, să spunem, traits de introvert, am șanse să reușesc în business? Clar, nu contează lucrurile de a fi introvertit sau extrovertit. Sunt într-adevăr câteva lucruri esențiale care te ajută într-adevăr să te diferențiezi de cei care pornesc un business și nu reușesc să meargă mai departe. În primul rând, pasiunea și cât de mult te afectează problema pe care vrei să o rezolvi. Puterea de execuție e foarte importantă. Mulți dintre noi avem idei, dar puțin o duc de execuție, cât de mult facem în direcția respectivă. Partea de adaptabilitate, și noi spunem de coachability.
Pentru că de multe ori avem tendința să ne îndrăgostim de ideea noastră și atunci nu mai vedem că poate direcția în care mergem nu este tocmai cea mai bună. Și e foarte important încă din momentul în care avem ideea să vorbim foarte mult, că este prima validare pe care o pornim. Noi ca mentalitate și datorită istoricului nostru, de multe ori avem rețineri de a vorbi despre ideea noastră sau despre ceea ce vrem să facem, că credem că vecinul vrea să ne o fure, că poate nu e atât de minunată și ne este rușine. Nu. Vorbiți cât mai mult despre ceea ce vreți să faceți, pentru că așa primiți cele mai bune validări încă de la început. Și clar, partea de cât ești tu de ok să lucrezi în echipă, pentru că de multe ori e mult mai ușor să pornești cu o echipă sau în lumea startup-urilor se numește cofondator. Da. Să ai măcar o persoană alături complementară cu care tu ai putea porni la drum. Cred că astea sunt lucrurile de început pe care trebuie să le avem. Apoi, na, se așează. Mm-hmm. Sigur că da. Iar în finalul podcastului nostru, suntem nerăbdători să aflăm de la tine, pe lângă toate lucrurile, să le spunem, cheie de început pe care antreprenorii trebuie să le urmeze, ce sfat ai oferi tinerilor dornici să-și înceapă un business, dar care poate nu sunt neapărat pasionați de idee, cât vor să facă ceva în afara zonei de confort? Voi acum sunteți foarte tineri și puteți să, și recomandarea noastră e să experimentați în zone care totuși vă plac sau în zone în care aveți ceva skill-uri în zona respectivă sau ați vrea să învățați mai multe în zona respectivă. Nu aș recomanda zonele în care, nu știu, cum sunt articolele, top 5 domenii care funcționează, doar pentru că așa scrie în articolul respectiv. Uitați-vă cât mai mult în interiorul vostru și descoperiți zonele care vă impactează sau care vă fac curios sau care vă enervează și vreți să regăsiți soluții la anumite probleme. Mergeți în zona respectivă, informați-vă cât mai mult. Acum sunt atât de multe surse de informare de la conferințe, evenimente, cărți, mentori care vor să ofere. Urmăriți oameni care vă oameni reali care vă plac sau îi admirați și încercați să ajungeți la ei sau urmăriți-i în conferințe. Apoi cel mai bun sfat este în momentul în care chiar vreți să faceți un pas către zona de antreprenoriat, găsiți cursuri sau programe care să vă ajute. Asta e pentru că vă ajută să ardeți anumite, nu neapărat să ardeți etape, dar vă învață să nu faceți anumite greșeli care mulți dintre noi poate le-am făcut și unele chiar nu vă ajută, adică pierdeți timp. Acum sunt atât de multe programe încât cu siguranță. Și să aveți curaj. Asta e cel mai important. Adică să aveți curaj, pentru că la vârsta voastră aproape tot e posibil. E un gând foarte, foarte optimist de final care am încheiat podcastul de astăzi. Ioana, mulțumim foarte, foarte mult pentru timpul tău și amabilitatea care a acceptat invitația noastră. Cu plăcere și sunt aici. Noi, cei de la Rubik Hub, suntem tot timpul gata să susținem tinerii. Dacă dintre ascultătorii noștri este cineva care vrea să vă contacteze, o să îi punem în contact cu tine, Ioana, și cu siguranță cred că vor ieși colaborări foarte frumoase. Super, abia aștept. Și mult succes cu podcastul. Mult succes și vouă în continuare. Mulțumim mult, Ioana.